Tragedie la Florești. Un bărbat de 72 de ani a decedat pe teritoriul unei întreprinderi de producere a conservătorilor după ce o autoclavă improvizată a explodat. Totul s-a întâmplat în după-amiaza de 25 iunie, în jurul orei 15. Bărbatul, originar din raionul Orhei, se afla în vizită la fiul său pe teritoriul acelei întreprinderi și ar fi decis să conserveze niște carne. Un bărbat cu vârsta de 72 de ani, aflându-se pe teritoriul unei întreprinderi din orașul Ghindești, raionul Florești, în jurul orei 15, făcând focul într-un autoclav confecționat în mod artizanal, care se afla sub presiune, la un moment dat a explodat. Bărbatul s-a ales cu mai multe traume și a decedat până la venirea ambulanței. Preliminar, victima ar fi încălcat regulile de siguranță. La moment, poliția din Florești stabilește toate circumstanțele.